Acesta este sezonul ororilor, istoria filmelor de groază. Terminăm epoca filmelor de groază mute cu Fantoma de la Operă. Filmele de groază din acea vreme erau făcute după romane gotice, în special după scrierile lui Edgar Allan Poe. Iar Fantoma de la Operă este o încercare de a face o ecranizare a cărții lui Gaston Leroux din 1911. Încă de pe acum vreau să vă spun că nu este cel mai înfiorător film mut pe care îl poți vedea însă a rămas în istorie pentru amploare, complexitate și personaje memorabile. Iar premiza și acțiunea sunt un pic cam învechite pentru standardele moderne, ca să nu spun că durează extrem de mult, aproape două ore. Cred că este unul dintre cele mai lungi filme de groază din acea epocă. Povestea nu deviază foarte mult la materialul sursă, toate scenele importante sunt prezente și ok, nu am nimic de spus. Povestea are un triunghi amoros la mijloc, între Raul, Christine Day și fantoma Eric. Da, pe fantomă îl cheamă Eric. Și cum fiecare dintre cei doi Don Juan între două ghilimele încearcă să câștige inima fetei. Nu este o poveste tipică pentru un film de groază. Drept urmare, el pică sub tutela unei drame romantice mai mult decât un film de groază, dar merită să fie încadrat ca film de groază datorită lui Eric. Lon Chaney joacă rolul lui. Este extraordinar când apare pe ecran, în contrast cu tot restul personajelor. Cu toate că machiajul lui poate părea un pic cam ridicol pentru vremurile noastre, cât și felul în care personajele se comportă în jurul lui, pentru vremea respectivă erau geniale. Lon Chaney este cunoscut ca omul cu o mie de fețe. El își făcea singur machiajul pentru fiecare personaj interpretat. Iar toate măștile pe care le aplica erau create folosind trusa lui de machiaj pe care o avea mereu la îndemână. Cred că aceasta se poate vedea în Muzeul Istoriei Cinematografice de la Universal sau a fost vândută la vreun colecționar. Nu știu sigur. Este unul dintre cei mai expresivi actori ai epocii. Iar asta se datorează în mare parte din cauza că a crescut cu doi părinți surzi și a trebuit să învețe limbajul trupului. O calitate care era esențială în epoca filmelor mute. Fie că-ți plac sau nu dramele de dragoste, acest film merită în văzut măcar o dată. Dacă nu puteți să suportați versiunea originală, există remake-uri noi care fac o treabă relativ bună din a spune povestea a fantomei de la operă.